putem termina mai repede. E seara cântecelor și laserelor la Roller Skate Pit. Ah, să le punem pe toate într-un sac și să le aruncăm afară. Vom termina în 5 minute. Nici nu o să le folosim vreodată, serios. Adică ce e aici? Sunt doar chitanțe și ambalaje, nu? De fapt, sunt lucruri de când am început să lucrăm împreună. Ia te uită, eram ridicol aici. Adică tu, pentru că eu arăt grozav în poza asta. Eram doar doi tipi cu un vis, cu un garaj și cu un șoarece. Am avut oare un plan de afaceri? Wow! Ha! Îți vine să crezi că lucram pe asemenea aparate primitive? Privește ce grosime are. Telefonule modern, acesta este străbunicul tău. Și mie mi-e milă de el, să știi. Nu ți-ai scris primul tău program pe el? Ba da, dar nu am reușit să-l fac să funcționeze. Pe atunci nu eram un programator atât de experimentat. Oh, fii serios, acum l-ai putea face să meargă. Hai să vedem dacă merge. Stai să suflu pe el, da. Oh da, asta funcționează mereu. Tom! Ben! Angela! Ginger! Hank! Talking Tom și prietenii săi, tiul lui Ben. Aruncă de 3 puncte și scrie! Da, am găsit care e problema. Cineva a vărât o bezea aici, în interiorul tabletei. Oh, wow, da! Asta a fost în timpul duelului nostru cu bezele. Adică, cine o fi făcut asta? De asta nu-mi place să pui mâna pe lucrurile mele. Am intrat în stare de funcționare. Ha! Se pare că nu programul scris de mine era problema. Inițiez căutarea pentru ta-ta-ta-tati. Vocea are totuși mici defecte. Nu a pronunțat corect cuvântul Ben, a spus tati. Tăticul meu e Ben. Ben, ce urma să facă acest program? Nici nu mai țin minte, cred că l-am creat doar fiindcă mă plictiseam. Tatăl meu m-a creat. Tatăl meu e Ben. Iar Ben e tatăl meu. Tatăl Ben m-a creat. Te iubesc, tati, tati, tati. Tati. Nu am vrut să creez o tabletă care să simtă iubirea. Cred că ideea de iubire e complicată și respingătoare. Singura explicație e că programul scris de mine a căpătat întâmplător personalitatea unui mic copil. Nu trebuie să vă explic, e ceva de bază în industria cibernetică, da? L-am văzut, nu vreau să-l văd. Oh, o filmare de 4 ore a unui acvariu? N-am să ratez nici măcar un minut. Prieteni, ne-au infestat niște șobolani robotici. Aveți niște brânză virtuală? Nu e un șobolan robotic, e un computer pe care Ben l-a adus la viață, evident. Ce drăguț e! Oh, are ochii lui Ben. Da! Regret, Boomerang mă tot încurca în timp ce făceam curat. Așadar, i-am pus niște roți ca să se distreze singur. Boomerang? Da, 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 eu sunt Boomerang. Îmi place numele Boomerang. Nu știu ce să spun, Ben, copiii robotici sunt o mare răspundere. Din câte am văzut la televizor, trebuie să vorbești cu copiii tăi aproape în fiecare zi și să-i previi legătură cu străinii periculoși. Mă gândesc la fiecare program scris de mine ca la copilul meu și Boomerang e la fel. Tati, m-am blocat. Aici e praf și e întuneric. Ajutor, tati, ajutor, tati. Gata, îți voi cânta un cântecel. Zgomotul scos de modem îl calmează mereu. Așadar, după cum spuneam, nu e mare lucru, Tom. Încetează, Boomerang. Nu mă poți prinde, Ginger. Amândoi terminați, Boomerang, mai încet. Ginger, nu mai deranja tableta copii. Nu poți să tragi în mine, fiindcă eu am scut care ripostează cu raze laser. Iar când tragi în mine, pe tine te lovești. Nu-i corect, trișez cu câmpurile de forță. Oh, măi, camera asta arată chiar mai rău decât înainte. Nu o să mai ajungem la seara cântecelor și a laserelor de la Roller Skate Pit. Sunt foarte dezamăgit. Da, a apărut un element neașteptat. Creierul computerizat al lui Boomerang crește repede. Deja e cam de vârsta lui Ginger. Păi, dacă tu crezi că nu vei putea să vii cu mine, te înțeleg perfect. Acum ai un copil, nu? Pot să mă duc cu Hank? Da. Sigur că vreau să vin eu seară cu cântece și cu lasere. Nu contează. Vom termina de făcut curățenie în garaj și vom... Ginger! Să aruncăm cu chestii în el, nu se poate mișca. Prieten, nu cred că voi putea ieși în oraș în seara asta. Nu renunța atât de ușor. Voi suna pe cineva care sunt sigur că ne poate ajuta. E o expertă.
Prieteni, doar fiindcă sunt fata asta nu înseamnă că știu să fiu dădacă. Oricum, mă plătiți cu ora. Oh, și nu se uită la televizor. Spuneți-mi când e ora lui de culcare. Oh, ne-ai salvat, Angela. Credeam că n-o să ajungem la petrecerea asta cu muzică, lasere și patine cu rotile din oraș. Oh, nu-i nimic și nu e o problemă că nu m-ați invitat și pe mine. Îl cunoaștem pe micuț? Da, e pe aici pe undeva. Bumerang! Voi, Bumerang! Oh, numele lui e Bumerang. Salut, micuțule! Salut! O să ne distrăm de minune cât timp Ben și Tom sunt plecați bine. Pare o idee bună. Da, e o idee bună, e o idee bună. De ce vorbește doamna asta bătrână cu mine de parcă aș fi un bebeluș? Nu sunt bebeluș, da? Am o vârstă de 4 ore. Hei, Bumerang! Ai uitat că urma să ne jucăm de-a regele piraților roboți? Pirații nu mai sunt la modă. Retrageți cuvintele! Nu mai pot să fiu prieten cu tine, Bumerang! Te-ai schimbat! Nu contează! Cred că programul lui s-a îmbunătățit deja. Acum are personalitatea unui preadolescent. Vai de mine, sper că modernizările astea să nu-i prăjească circuitele. Totul va fi bine. Să plecăm de aici înainte ca Angela să se răzgândească. Știți, nu am nevoie de o dădacă. De ce nu mă lăsați să vin cu voi? Nu știu ce să spun, dragul meu. Am nevoie și eu de o pauză. Haideți, nu am fost niciodată la o petrecere. M-aș descurca de minune. Fiți atenți cum dansez. Ascultă, nu te duc cu mine, fiindcă ești doar un program pe care l-am scris. Și am nevoie de timp și pentru mine însumi, da? Ei bine, dacă nu vrei să stai cu mine, eu plec, plec, plec. Stai, Bumerang, n-am vrut să spun asta. Trebuie să tragi de ușă ca să se deschidă. Vă urăsc pe toți și nimeni nu mă înțelege. Vreau să ascult ce muzică vreau eu. Chestii de adolescent. Tom, se pare că nu voi putea să ies în oraș. Bumerang, ai dreptate, nu pot să te ignor. Ce-ar fi să mergem să bem un milkshake doar noi doi? Ce zici? Ei bine, nu am gură, nu pot să beau, dar bine, cum vrei tu. Iar apoi am rescris tot programul tău și așa te-ai născut. Prea multe informații, nu trebuia să aud asta. E perfect natural. Vai, tată! Hei, crezi că acea unitate de aer condiționat se uită la mine? Cum? Cine? Nu știu cum aș putea să-mi dau seama. Poate? Nu contează. Nu cred că cineva cu atâția amperi ar vrea să fie cu unul ca mine. Hei, să nu spui asta despre tine însuți. Ești o aplicație grozavă, dragă Bumerang, și sunt mândru de tine. Serios? Wow! Ben, ce-ai ratat, amice? A fost ceva absolut grozav la roller skate pit. Nu credeam că o să mai privesc la fel ca până acum patinele cu rotile. Adică, v-ați împăcat? Știi ceva? Ne-am împăcat. Ziua de azi nu a mers cum voiam eu, dar poate că e bine și așa. Fiindcă acum îl am pe Bumerang. Iar eu te am pe tine. Modernizare adolescent. Eroare, memorie insuficientă, eroare, circuit supra-solicitat. Bumerang! 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 L-am stricat încă o dată, n-am vrut, n-am folosit nicio bezea. Nu, acest trup computerizat vechi nu poate să susțină mintea lui care se extinde rapid. De ce sunt toate dispozitivele electronice atât de perimate? Cei din trecut nu știau că trebuie să facă treabă bună? Stai, dacă tehnologia veche e depășită, l-ai putea pune pe Bumerang în noul tău telefon, nu? Da, dar Bumerang se va conecta la internet și va fi expus realității dure, iar eu nu-l voi mai putea proteja. Adio, tată, Bumerang se oprește. L-ai protejat un sfert de zi, Ben. E timpul să-l lași să înfrunte lumea cea dură. De ce spune toată lumea că e ușor să fii părinte? Sunt sigur că nimeni n-a spus asta. Ei bine, asta e logic, fiindcă nu e deloc ușor. Haide, micuțule. Wow, internetul. Bumerang, să te ferești de probleme. La parole folosește cifre și litere. Evita e-mailurile dubioase și nu atinge linkurile de reclamă. Da, știu, tată. Nu folosesc limbajul de bază. Așa te vreau. Să-mi scrii, bine? Bine, desigur, s-a făcut, tati. Trebuie să plec. Cât de repede cresc. Da, așa e, dar hei, a trecut într-o etapă grozavă a vieții lui. Adică cine știe ce chestii uimitoare și impresionante face chiar în momentul acesta. Petrecere!
au dublat în limba română actorii Alexandru Rusu, Sorin Ionescu, Ciprian Ciuciu, Georgia Căprărin, Răzvan Picoveanu, Anda Tămășanu. Traducerea și adaptarea Stelian Mierluț, regia Alina Leonte. Dublajul a fost realizat în studiourile DTI.